Bun găsit, prieteni! Au trecut 33 de ani de când Suzuki a produs primul model GSX-R. În câțiva ani, acest prim model a devenit o familie, pentru că au apărut versiuni de 600 de centimetri cub, de 750, de 1000 de centimetri cub și în timp, GSX-R a devenit sinonim cu performanța. Zeci de titluri mondiale, sute de curse câștigate, toată lumea a auzit de GSX-R și știe că un GSX-R, un Gixxer, este o motocicletă sportivă. Iată că în 2018, întrerupând ciclul acestor motoare super performante, Suzuki a hotărât să producă o motocicletă de stradă pentru folosința de zi cu zi, cu aspect de motocicletă sportivă, dar fiind o motocicletă normală, fără pretenții. GSX-250R. Principalele lucruri la care producătorul s-a gândit în momentul când a produs această motocicletă au fost fiabilitatea și consumul scăzut, astfel încât soluția de motorizare nu avea cum să respecte tradiționalul 4 cilindri în linie. Vorbim de un motoraș cu 2 cilindri gemeni în linie, de 249 de centimetri cubi, cu câte două supape pe cilindru, o singură axă cu cam în cap, un motoraș care produce aproape 25 de cai la 8000 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 23,3 Nm la 6250 de rotații pe minut. Echipată cu componente foarte simple, amortizoare față-spate Kayaba, fără posibilități de reglare, cu excepția preîncărcării arcului de spate, cu etriere simple, dar Nissin. Motocicleta este în categoria celor făcute pentru începători sau pentru cei care, după o pauză îndelungată, revin la vechea pasiune, la motocicletă. Prețul acestei motociclete, în configurația pe care o avem aici, este de 4.990 de euro. Un preț economic pentru o motocicletă economică. Consumul mediu declarat de producător este undeva în jurul a 3,7 litri de combustibil și cred că nimeni nu se așteaptă ca o motocicletă cu motor de 24 de cai să meargă cu mai mult de 120-130 de km pe oră. Dar, repet, această motocicletă a fost gândită ca utilitară. Din acest motiv și poziția pilotului, foarte comodă, având niște semighidoane care aduc cu cele de pe motocicletele de curse, dar care îți conferă o poziție de pilotaj comodă pe care poți să o abordezi în fiecare zi. Poziția este comodă și mulțumită înălțimii și ei, foarte prietenoasă și permite aproape oricui să stăpânească și să controleze motocicleta în perfectă siguranță și datorită masei de 181 de kg la plin a acestei mici motociclete. Finisată foarte frumos, i-aș putea găsi un singur minus major. În timp ce toți ceilalți producători importanți, Kawasaki, Honda, Yamaha, au produs variante de 300 de centimetri cub, BMW de 310 centimetri cub, iar KTM de 390, Suzuki s-a încăpățânat să păstreze vechea formulă de 250 de centimetri cub. Sigur că tehnicienii firmei au motivat această decizie prin faptul că, fiind motorul de 250, are o viață mai lungă, este mai economic, este mai fiabil. Dar totuși, de ce să-l produci mic când poți să-l produci mare? Cred că această mică scăpare a celor de la Suzuki va fi remediată, pentru că este de așteptat ca în toamna acestui an să asistăm la o adevărată invazie Suzuki, la apariția unei game largi de modele, pentru că în ultimii 2 ani marele producător japonez intrase într-un fel de cont de penumbră. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!